Un număr tot mai mare de adolescenți consumă alcool sau alte substanțe toxice, cu toate că acest lucru este ilegal și periculos. În ultima vreme, accidentele rutiere se datorează consumului de substanțe interzise și, totuși, oamenii nu se opresc din a le consuma și din a se urca la volan. Indiferent că vorbim de tineri sau de adulți, substanțele interzise au un impact asupra creierului, iar acesta diferă și în funcție de cantitatea folosită, precizează psihologul Karen Rosner. O problemă majoră a consumului de substanțe este ușurința cu care tinerii ar avea acces la ele. Vacanțele mai ales pot fi un moment în care adolescenții încep să-și dorească noi experiențe și în care riscul devine și mai mare, însă aceștia nu își dau seama de gravitatea situației. Mulți sunt în rândul tinerilor decât a adulților și a seniorilor și, al doilea rând, prin măsuri mai drastice, nu cu suspendări sau cu amânări sau că e tânăr. Nu e tânăr. Când ia o decizie, trebuie să fie conștient, indiferent că ești tânăr sau bătrân, că știi ce consecințe. Nu numai că sunt pentru el, dar lovesc și în tineri, alți tineri care sunt un viitor pentru societate și le curmă viața, care viața nu se mai poate da înapoi. Aceștia provoacă tot mai des accidente rutiere la care deseori se adaugă și victime. Au crescut pedepsele pentru traficul național și internațional de substanțe psihoactive. Traficantul de mare risc va primi întotdeauna pedeapsă cu închisoare în penitenciar. Pedepsele pentru cei care dețin substanțe psihoactive în vederea consumului propriu au rămas aceleași. Au crescut însă pedepsele pentru traficanții de etnobotanice, însă consumatorii nu vor fi pedepsiți. Totuși, pe lângă numeroasele accidente întâmplate tot mai des în ultimul timp, nu s-au modificat pedepsele pentru cei care dețin în vederea consumului. Să fie aspru pedepsit pentru cei care îi prind asupra drogurilor. Deci, cine consumă substanțe, să fie permisul luat definitiv, să nu mai aibă dreptul de a circula pe drumurile publice, cu atâtea omoruri și cât s-a făcut și să face în continuu. Nu contează că are relații, că nu are relații, suspendat definitiv. Aceste sancțiuni sunt văzute nepotrivite de către români, deoarece consumatorii par să fie neinteresați de această lege, posibila cauză fiind perioada sau suma mică de sancționare.